Bună ziua, este ora 13. Vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți și astăzi. Vă propun un subiect foarte important legat de evoluția terapiilor în hematologie. Este vorba despre un domeniu în care medicina a făcut foarte mulți pași și foarte importanți pași în ultimele decenii. Și nu am ales întâmplător această zi pentru tema propusă. Zilele trecute a fost marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerelor de Sânge. Permiteți-mi să vă prezint invitații mei de astăzi. Profesor universitar, doctor Alina Tănase, este directorul medical al Institutului Clinic Fundeni. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc și eu foarte mult. Și cum deja v-am obișnuit, doctorul Nicolae Fotin, medic epidemiolog și specialist în politici de sănătate. Bună ziua, vă salut și pe dumneavoastră, domnule doctor. Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 Medical. începem direct discuțiile pentru că sunt foarte multe aspecte pe care le vom lămuri astăzi legate de evoluția terapiilor în hematologie. V-aș întreba, doamna profesor, pentru început, pentru că aveți o experiență foarte vastă în domeniul hematologiei, în primul rând, de ce apar aceste afecțiuni și cât sunt ele de răspântite? Cât de gravă este situația în ceea ce privește afecțiunile hematologice? Cred că trebuie să spunem de la început că vorbim de două categorii mari de afecțiuni hematologice. Unele non-maligne, care sunt foarte frecvente. Anemia este o, un simptom extrem de frecvent în, în populație. Și categoria de boli maligne hematologice, adică cancerele hematologice, la care nu știm care este cauza de apariție. Și care, conform ultimelor statistice internaționale, sunt în jur de 5.000 de cazuri noi pe an. Sigur că, dacă ne referim la bolile non-hematologice, non-maligne hematologice, non -maligne -hematologice o, o anemie poate să aibă multiple cauze și acest lucru poate să fie, așa cum spuneam, foarte des întâlnit. Orice uh, lipsă de fier sau de vitamina B12 poate să cauzeze o anemie și. Orice medic poate diagnostica foarte ușor printr-o simplă hemogramă o anemie. Pe de altă parte, cancerele hematologice sunt o categorie aparte de, de malignități care au, așa cum spunea și dumneavoastră, terapii la ora actuală inovative și care pot duce la vindecare. Aș vrea să-l întreb și pe domnul doctor Fotin, mai aplicat, care ar fi cele mai frecvente tipuri de boli o, hematologice și uh, cum se face depistarea în cazul acestora? Ne-a spus doamna profesor uh, pe scurt, așa. Vreau să ne detaliați puțin dumneavoastră, vă rog, domnule doctor. O să continui eu. Uh, uh, ideea doamnei profesor, aceea de a împărți bolile hematologice pentru telespectatori, astfel încât uh, să punctăm câteva dintre ele. În cele non-maligne, destul de frecvente, unde, sigur, dacă plecăm de la ideea că bolile hematologice reprezintă boli care afectează liniile celulare prezente în sânge, pe care le cunoaștem cu toții: eritrocite, trombocite, leucocite, în funcție sau mai departe precursorii acestora de la nivelul măduvei hematogene. Este clar că vom avea o serie de semne și simptome determinate fie de un nivel prea crescut al acestor elemente, fie de un nivel scăzut. Un exemplu l a dat deja doamna profesor legat de anemie. O anemie, sigur, este poate fi destul de frecvent întâlnită în funcție de tipul, de, de cauza pe care, care o declanșează, poate să fie eu știu, anemia feriprivă, cea mai frecvent întâlnită, megaloblastică, hemolitică, există afectarea liniei trombocitare, de exemplu, cu trombocitopenii sau trombocitoze în funcție de diverse, eu știu, sindrome inflamatorii, infecțioase, tocmai ce am avut în ultima perioadă COVID-ul care ne spunea că produce acea trombocitoză marcată diverse coagulopatii prin afectarea diversilor factori ai coagulării, pot fi, eu știu, hemoglobinopatii, care înseamnă, într-un mod simplu spus, o, o problemă la nivelul structurii eritrocitului care determină această problemă a hemoglobinei, cum ar fi, eu știu, bolile siclemie de exemplu, sau altele și fără să fie doar acestea, continuând cu bolile maligne, bolile oncologice, dintre care cele mai frecvente, leucemiile, limfoamele, mieloamele. Ca și frecvență, acest, deși 5.000 de cazuri noi în fiecare an, reprezintă un număr destul de important, dar indiferent de care dintre aceste boli hematologice vorbim, impactul este unul important în ceea ce privește calitatea vieții pacienților și a supraviețuirii acestora. Există și indicatorii epidemiologici cu incidențe între 30 40 de cazuri noi la un milion de persoane, sigur că cu, cu o variabilitate în funcție de zona uh, geografică, fără a fi acesta un motiv neapărat al uh, diferențelor. Doamna profesor, se discută în ultimul timp despre terapii noi, despre noile terapii, cum ar fi terapiile uh, celulare de medicină personalizată. Vreau să ne explicați puțin ce au adus noi, ce au adus nou aceste terapii noi, da, uh, pentru pacienți și Evident, dacă sunt utilizate și la noi în țară. Cancerul și malinitățile hematologice au beneficiat în ultimii ani de multiple linii de tratament inovatoare, și uh, s-a discutat foarte mult ca uh, model de terapie uh, imunoterapia. Până acum vorbeam de medicamente care stimulau sistemul imun al pacientului să acționeze. Și să distrugă cancerul, dar vorbeam de niște medicamente universal valabile pentru anumite modificări. Deci, aceste medicamente numite imunoterapie, administrate pacienților, selecționați cu niște uh, markeri specifici, reușeau să stimuleze sistemul imun al pacienților. Ceea ce este nou și uh, am reușit să implementăm în Institutul Clinic Fundeni, această terapie celulară. Este un nou model de imunoterapie care folosește celulele proprii ale pacientului. Este un medicament viu. Recoltăm celulele pacientului, limfocitele T. Aceste limfocite ale pacientului sunt trimise într-un laborator specializat unde sunt modificate genetic. Sunt modificate astfel încât se exprime pe suprafață. Un receptor, acest receptor numit chimeric, de aceea se numesc terapii CAR-T, și în momentul în care exprimă acest receptor pe suprafața acest limfocit devine unul activ. În momentul în care se purifică și se pune într-o punguță de medicament, el se întoarce și se administrează pacientului de la care au plecat limfocitele. Deci este un tratament strict personalizat. Nu putem administra acest medicament altcuiva. Sunt limfocitele pacientului, învățate să atace cancerul. Ceea ce este absolut extraordinar, să poți, cu celulele proprii ale pacientului, să învingi cancerul printr-o modificare în laborator. De cât timp folosiți acest tip de tratament? Și cât de eficient este, bineînțeles? Acest tip de tratament a fost implementat în ultima lună în Institutul Clinic Fundeni. Um... Este un medicament uh, inovator în toată lumea. A, prima dată a fost înregistrat în 2017 în Statele Unite și în 2018 a primit înregistrare în Europa. Noi avem uh, acces în România la un singur medicament de asemenea uh, învergură deocamdată. În uh, lume sunt șase astfel de medicamente pe diferite boli. Ceea ce avem noi înregistrat în România are două indicații clare leucemia acută linfoblastică la copil și adultul tânăr sub 25 de ani și linfomul cu celulă mare B. Ambele aceste boli, aceste indicații, sunt la pacienții recăzuți sau refractari. Deci vorbim de pacienți la care celelalte linii de ter terapie standard, inclusiv transplantul de celule hematopoietice, nu au dus la o remisiune completă a bolii sau boala a reapărut și după liniile de chimioterapie și după transplant. Deci pacienți la care nu avem altă variantă terapeutică. Și totuși, aceste terapii celulare sunt grefate în, în, de niște rezultate extraordinare pentru această categorie de pacienți. Studiile spun că în leucemia acută linfoblastică răspunsul poate să ajungă până la 80-83% iar în linfomul cu celulă mare B un răspuns în jur de 60%. Dacă ne amintim că vorbim de pacienți la care am epuizat liniile de terapie, sunt absolut niște procente foarte mari. Absolut. Și care ar fi stadiul în care pacientul spuneați, da? Pacienți la care ați epuizat toate formele de, de tratament, dar când când vă dați seama că trebuie să apelați la acest tip de, de, de terapie? Deci, în momentul în care, de exemplu, un pacient cu linfom a. a recăzut după uh, autotransplant sau după mai multe linii de chimioterapie standard, evaluarea bolii arată o boală uh, în remisiune parțială sau o boală stabilă fără răspuns. În momentul acela, orice uh, centru de hematologie poate să trimită către Comisia de Terapie Celulară a Ministerului Sănătății propunerea acestui pacient pentru această terapie uh, celulară. Deocamdată, singurul centru uh, avizat în care se, se efectuează astfel de terapie este Institutul Clinic Fundeni. Ne dorim, bineînțeles, să fie și alte centre acreditate, vorbim de centrele de transplant de celule stem hematopoetice. În toată lumea, această terapie se administrează în centrele de transplant medular, fiindcă e vorba de o, un fel de terapie care seamănă foarte mult cu transplantul, ca și în transplantul autolog sau alogen, recoltăm prin aceleași metode celulele STEM sau linfocitele T și le readministrăm. Deci e vorba de o echipă specializată uh, cu experiență în astfel de terapii. Și atunci, peste tot în lume, centrele de transplant s-au transformat în ultimii 2-3 ani în centre de transplant și terapii celulare. Deci ne dorim să se deschidă și alte centre avizate pentru astfel de terapii. Deocamdată am început în Institutul Clinic Fundeni, așa cum spuneam, și cu adulți și cu copii și sperăm să, să, creștem ca program cu, și să oferim tuturor pacienților care au nevoie de astfel de terapii a, a, această șansă. Domnule doctor Fotin, de ce nu sunt mai multe centre avizate? Întrebarea firească și dumneavoastră, cum vă pricepeți foarte bine la lege, bănuiesc că aveți o explicație și pentru asta. Trebuie să privim această posibilitate de administrare a acestor tipuri de terapii ca o evoluție, nu știu, iar spune, miraculoasă. Uriașă, da. Vorbim de uh, copii, de uh, adolescenți, de tineri sub 25 de ani cu forme, uh, iată, care nu răspund la celelalte tipuri de terapii. Și vorbim de o uh, terapie care aș spune că e trei în una. Și imunoterapie și terapie celulară și terapie genică. Pentru că prin mecanismul prin care limfocitele unui pacient ajung să devină un medicament, trebuie să se întâmple toate aceste mecanisme înainte. Sigur că nu vorbim doar de administrarea unui produs, fie el și recoltat. Pacienții necesită o pregătire înainte, necesită supraveghere și monitorizare ulterioară administrării. Vorbim de terapii care nu sunt ieftine. La momentul în care a fost autorizat, în 2017, a început uh, utilizarea lui în Statele Unite, în Europa. Uh, prima terapie autorizată a fost în 2018. Uh, România a adoptat-o, iată, deși evaluările s-au întâmplat încă de anul trecut, în 2022 nu este o terapie uh, ieftină. Uh, expertiza uh, personalului implicat este evidentă, dar și uh, dotările centrului trebuie să fie uh, la un anumit uh... Și în momentul acesta doar da. Institutul Clinic Fundeni are toate aceste A fost aceste trebuie să recunoaștem pionier, doamna profesor, pentru că Uh, uh, sigur, noi încercăm să exprimăm uh, astfel încât uh, telespectatorii să înțeleagă. Uh, vă imaginați că toate aceste proceduri, când doamna profesor zice centru de transplant, înseamnă în spate o întreagă metodologie de acreditare a Agenției Naționale de Transplant, de la fiecare uh, etapă de recoltare până la transportul acestor produse către laboratorul respectiv și înapoi. Au avut și dânsa s-a ocupat de aceste lucruri, de modificat legislația de transplant, care prevedea că, de exemplu, existau prevederi care limitau tra transmiterea acestor tipuri de celule în afara țării. Sigur că, fiind o terapie revoluționară, sistemul trebuie pregătit pentru adoptarea acestor, acestor tipuri de terapii. Uh, mai personalizată de atât, uh, nu văd cum ar putea să existe. Uh, vă rog, vă rog. A, aș, aș adăuga că a trebui să trecem printr-un proces de calificare uh, pentru această administrare. Toată echipa a trebuit să fie treinuită, uh, am primit vizite prin care am certificat calitatea actului medical, calitatea recoltării celule, calitatea. Uh, uh, transportului celule prin teste, prin verificări prin protocoale prin uh, tot ce înseamnă quality management al întregului proces uh, de anul trecut de când sunt avizate până la anul acesta când noi am putut să le administrăm a fost un efort de echipă în Institutul Clinic Fundeni atât de, din punct de vedere medical al echipei medicale dar și administrativ fiindcă uh, pentru prima dată în România, așa cum spunea domnul doctor Fotin, trimitem niște celule și ele se întorc ca medicament. Deci ele se întorc ca un medicament înregistrat și noi trimitem niște celule vii. Deci este un proces administrativ care a trebuit să fie luat pas cu pas și făcut astfel încât să respecte toate reglementările actuale ale României. Și ne-a trebuit ceva vreme până când am avut toate protocoalele, toate calificările rambursarea din partea Casei Naționale de Asigurări și suntem foarte încântați că am, am putut începe. A meritat, cred că a meritat fiecare efort depus și de colegii dumneavoastră medici și de dumneavoastră în calitate de uh, conducător al instituției da și de persoană care a urmat probabil toți acei pași îndeaproape și a urmărit să, să salveze viața pacienților. La modul general doamna profesor Tănase, vreau să vă întreb dacă Există bariere în uh, calea accesului la tratament uh, a pacienților care au uh, afecțiuni hematologice? Pentru toate uh, afecțiunile hematologice în ultimii ani, putem avea un diagnostic uh, detaliat. Acest diagnostic detaliat este necesar pentru a putea face un tratament cât se poate de specific. Și atunci, asta ar fi impedimentul de a ajunge la un tratament corect. Toți pacienții trebuie să fie diagnosticați corect și complet. Nu mai ajunge în 2022 să vorbim de o leucemie acută și atât. Sau o leucemie acută linfoblastică sau o leucemie acută mieloblastică, un grup mare de, de leucemie. Vorbim de caracterizarea celulei leucemice, și în momentul în care știm ce marcări sunt pe această celulă, noi avem la dispoziție medicamente specializate împotriva acestor marcări. De aceea un diagnostic absolut detaliat, citogenetic, molecular, ne ajută să avem un tratament specific. Și poate că asta ar fi cel, cea mai mare barieră în calea unui tratament specific, diagnosticul clar, complex și complet. În momentul în care avem acest diagnostic, atunci avem și un plan de tratament, clar. Cam cât durează punerea unui astfel de diagnostic clar, concret? În cazul unei leucemie acute, poate să... Primele teste poate să iasă în primele 24 de ore și analizele moleculare poate să fie gata în câteva zile. Nu durează foarte mult doar că trebuie să avem grijă ca la diagnostic, înainte de a începe tratamentul, să avem toate aceste uh, detalii, toate, aceste, toate acești marcări de diagnostic, tocmai fiindcă schimbă prognosticul. De fapt, aceste teste fidele de diagnostic încadrează pacientul într-o anumită grupă de prognostic și noi știm de la început, de exemplu, în cazul unei leucemii acute, Chiar din momentul diagnosticului, că pacientul respectiv, pentru a fi vindecat, trebuie să facă un transplant de celeste hematopoietice. Nu trebuie să așteptăm să terminăm tratamentul standard, boala să recadă, să, să crească toxicitățile și să trimitem pacientul la transplant. În momentul în care știm de la diagnostic acești marcări, știm clar că am încadrat pacientul într-o grupă de risc nefavorabil și pacientul respectiv, din momentul acela începe să, să intre în procesul de căutare a unui donator, de pregătire de transplant. Cu cât facem mai repede transplantul în prima remisiune completă, cu atât șansa de supraviețuire și de succes pe termen lung este mai mare. Mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate. Vom reveni și continuăm să, să discutăm uh, despre evoluția terapiilor în hematologie. Am văzut vești foarte bune pe care le-am primit de la uh, doamna profesor Tănase în emisiunea de astăzi. Vom trage și concluziile în doar câteva minute, ne întoarcem. Am revenit și continuăm discuția despre evoluția terapiilor în hematologie, lucruri foarte interesante pe care le-am aflat în emisiunea de astăzi de la profesor universitar, dr. Alina Tănase, este directorul medical al Institutului Clinic Fundeni și, bineînțeles, de la domnul doctor Nicolae Fotin, cu care aș vrea să continuăm această discuție, pentru că doamna profesor a vorbit despre aceste terapii noi, inovative, dar în același timp v-am auzit, doamna profesor, vorbind despre costuri foarte mari. Și de mai multe ori a apuntat, apuntat acest aspect, doamna profesor. Cum și cine suportă cheltuielile pentru astfel de, de terapii? Produsul acesta, finit, care are la bază limfocitele T ale pacientului, ajung sub forma unei denumiri comerciale forma unui medicament, un pic diferit de ceea ce eram obișnuiți până acum când înseamnă un medicament, dar ajunge să fie decontat, este inclus într-un program la nivelul casei de asigurări. Programul de oncologie care prevede un subcapitol destinat terapiilor acestora celulare. Um, costurile, când vorbim de costuri, sigur, că ar trebui cumva să vedem de fapt, decontarea acestui produs se face per pacient, per medicament. Spunea doamna profesor că implică costuri de pregătire a pacientului și costuri după administrare de monitorizare a pacientului. Ar putea în perspectiva faptului că aceste tipuri de terapii personalizate, celulare, să devină o regulă în administrarea medicamentelor anticancer la pacienți, de gândit un program care să includă toate aceste cheltuieli. Sau poate, dat prin faptul că vorbim de un, de un laborator de inginerie genetică care prelucrează aceste, aceste celule ale pacienților, și le transformă în medicamente de a dezvolta o astfel de facilitate în România, crescând astfel posibilitățile de tratament pentru cât mai mulți pacienți. Ar fi ideal. Deci, a doua variantă expusă de dumneavoastră ar fi cea ideală? Ar fi ideal, sigur că implică foarte multe aspecte legate de faptul că acum acest proces. Pe lângă ceea ce pleacă din unitățile sanitare aparține unei companii farmaceutice, există mai multe aspecte de luat în discuție, dar nu este imposibil de realizat o locație în această parte a Europei pentru un astfel de laborator. La capitolul de pistare a acestor cancere de sânge, cum ne prezentăm, domnule doctor Fotin? ce unde se plasează țara noastră? Acum noi am început cu definirea pe scurt a câtorva dintre cele mai întâlnite boli hematologice. Este cunoscut de toată lumea deja că o hemogramă, o analiză de sânge simplă cu sau fără simptome de genul, eu știu, al oboselii marcate, al lipsei de aer, care ar conduce către, eu știu, diagnostic în această sferă hematologică, ar putea să orienteze că este o problemă pe linie hematologică și atunci să ne putem adresa unui hematolog care preia de acolo investigațiile până la cele menționate de doamna profesor de detaliu. Dar o hemogramă obișnuită poate să surprindă afectarea celor trei linii celulare cu care am început uh, discuția noastră. Eritrocitele uh, sau celulele roșii, trombocitele și leucocitele, celulele albe. Doamna profesor Tănase, știm că Uh, unele tipuri de cancere de sânge uh, sunt provocate de anumite virusuri. Cât de răspândite sunt sau cât de frecvente sunt uh, astfel de diagnostice pe care le puneți legat, care au legătură cu, cu anumite virusuri? Într-adevăr, România este singura țară endemică din Europa pentru infecția cu HTLV, acest uh, virus linfotrofic al uh, linfocitului T care poate să... De, în an, anumite cazuri, aceste boli leucemia linfomul cu celule T ale adultului, care este o boală foarte agresivă. Um, există multe milioane de oameni care purtători de astfel de infecție și numai un procent mic din aceștia dezvoltă o astfel de boală hematologică, doar că cei care dezvoltă au, într-adevăr, o boală cu o evoluție extrem de agresivă. Care merge uh, aproape uh, foarte repede la transplant, și chiar cu transplant, șansa de supraviețuire pe termen lung nu este foarte mare. Într-o statistică a Institutului Național de Hematologie uh, din București, pe donatorii de sânge s-a pus în evidență o prevalență de 40 la 100 de mii de locuitori. Sigur că această prevalență. Dacă ne uităm la repartiția pe județe, nu este deloc omogenă Avem o prevalență de 100 la 100 de mii în București și de 0 în donatorii din Harghita sau din Alba Deci nu, nu este deloc omogenă la nivelul populațiilor și zonelor din România Dar indiferent cum, România ca atare are o prevalență foarte crescută pentru infecția cu acest virus care se transmite pe cale sanguină, pe cale sexuală, prin uh, alăptare. Deci este o infecție de care nu se vorbește foarte mult, dar în momentul în care noi vedem acești pacienți cu aceste tipuri de boli hematologice maligne date de acest virus, uh, sigur că uh, înțelegem ce important este să testăm acest virus în, în, în populație. Este o prevalență mare raportat la alte țări europene la exact. nivel mondial? La nivel mondial există țări endemice cum este zona Caraibelor, Japonia, Africa de Sud. Există clar zone pe glob cu această afecțiune endemică, cu această infecție endemică, iar din cadrul Europei doar România este țară endemică pentru această infecție foarte interesant. Și nu ar fi indicator care ar duce către alte cauze ale menținerii României în acest top, dacă vreți. Nu avem o statistică actualizată a acestei infecții. Probabil că se va face la nivel de țară o astfel de statistică. Deocamdată avem statistica doar așa cum spuneam pe donatorii de sânge, fiindcă acolo toți donatorii sunt testați pentru tot felul de infecții inclusiv pentru uh, acest virus. Și așa știm care este prevalența la nivelul româniei. Așa se descoperă. Da. Mai sunt trei minute din emisiune, domnule doctor Fotin. Vreau să tragem concluziile și vreau să le reamintim telespectatorilor despre aceste tratamente inovative uh, despre care doamna profesor Tănase ne-a vorbit. Uh, singurul loc din România unde se pot face astfel de tratamente inovative este Institutul Clinic Fundeni. Ca și concluzie, ar trebui să vedem cu ocazia mondială celebrată zilele trecute: că medicina personalizată, despre care noi am mai discutat în emisiunile noastre, se regăsește deja utilizată pentru boli care altădată. Nu mai avea o altă posibilitate de intervenție terapeutică. <coughs> Boli, mă uh, <coughs> scuzați, care uh, spuneam că uh, au incidență mare la populația tânără. Uh, mai uh, personalizat de atât, spuneam iarăși că nu văd cum ar putea să existe. Uh, și uh, că acesta ar fi viitorul tratamentelor atunci când vorbim de neoplazie. În acest sens, poate în viitorul uh, apropiat va exista o strategie de, eu știu, de pregătire pentru următoarele astfel de uh, terapii, pentru că sunt uh, la această dată sute. De studii clinice care evaluează eficacitatea altor astfel de terapii. Spunea doamna profesor că sunt la nivel mondial șase deja autorizate uh, pentru diverse alte tipuri de cancere. Care, poate dacă facem eforturile necesare, pot ajunge și în țara noastră la un moment Cu dat. Cu siguranță vor ajunge și în țara noastră. Uh, ideea este de a pregăti un pic uh, sistemul astfel încât. Uh, precedentul creat de prima terapie să nu mai fie chiar un pionierat așa de modificat legislații, de văzut cum se poate implementa. Poate le pregătim înainte. Cât a durat tot acest demers de pregătire, doamna profesor? Cred că... Din 2017 ați început demersurile de când, cam, de cam când trei a cred, apărut? Cred, de când cred a că ne, de trei ani. ne încercăm să pregătim Institutul Clinic Funden și, și uh, hematologii și echipa uh, aș spune că sunt aproape trei ani de când încercăm să, să aducem acest tip de terapie și cred că este extrem de important pe, pentru telespectatorii noștri să, să înțeleagă că avem la dispoziție acum un nou instrument de luptă împotriva cancerilor hematologice și că acest instrument cu siguranță că va fi dezvoltat pe multe alte tipuri de cancere și că, până la urmă, acesta nu este un diagnostic definitiv. Există viață după cancer și după cancerele hematologice. Absolut. Vă mulțumesc tare mult, doamna profesor, pentru prezența în emisiune și dumneavoastră, domnule doctor Fotinere. vedem revedem săptămâna viitoare. Pe dumneavoastră, mulțumesc. cum mare dragul, mai aștept și cu altă ocazie, doamna profesor. Ne oprim aici pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. Să aveți o duminică excelentă în continuare. mai bine!